Dragi ascultători, bine v-am găsit la emisiunea Educație pentru viață. Continuăm să discutăm despre funcțiile familiei împreună cu doamna Larisa Cuznețov, doctor habilitat, profesor universitar. Doamna Cuznețov, bine ați revenit la Educație pentru viață. Mulțumesc. Astăzi bine, bine. aș vrea să abordăm funcția biologică a familiei. Până acum, ca să facem o mică recapitulare, am vorbit despre funcția economică, educativă și psihologică. Haideți să, să începem cu ce înseamnă sau ce include în ea funcția biologică. Funcția biologică include două mari, adică ea constă din două mari componente, funcția sexuală și funcția, sigur că reproductivă, adică renașterea, continuarea reproducerii calitative a oamenilor și nu numai să zicem așa, cantitativă, adică avem grijă acum cu problemele demografice să nască mai mulți copii, dar și calitativă și educația și îngrijirea să fie la un nivel așa eficient, optim. Dar cât de important a zis că nu doar să naști copii, dar și să-i să educi până la urmă, că este... În... Concordanță cu cea educațională. Da, în Ele toate vin, în, da. Ele sunt interconexe și, Așa. practic, nu pot exista una fără alta. Sau, mai bine zis, dacă funcția biologică nu va fi calitativă, cu și o să vorbim care sunt uh -huh. aspectele și o să vedem în ce constă calitatea și, păi, noi și funcția educativă o să suferi și toate funcțiile, celelalte, și socială și psihologică. Deci, dacă luăm scopul, deja l-am punctat, că reproducem specia umană, naștem oameni, dar fără funcția sexuală, evident. Deci primară este funcția sexuală, apoi urmează funcția reproductivă. Acum, dacă luăm aspectele din care constă, în primul rând, un aspect foarte important este factorul biologic sau ereditatea, zestrea noastră da. moștenită. Și aici eu aș vrea să atrag atenția, eu paralel o să urmez cu niște recomandări ca cei care își doresc să nasc sau chiar își creează familie, mai bine de la bun început, să cunoască ereditatea sa și ereditatea partenerului. Chiar dacă sunt niște momente negative, adică cineva a avut o maladie congenitală, un viciu cardiac, să zicem, noi să fim conștienți de lucruri sau bolile psihice, schizofrenie, psihoză, foarte multe epilepsie, adică, iată, aspectul acesta trebuie cunoscut și bine dacă îl cunosc partenerii, undeva măcar 3-4 generații, adică linia mamei, tatălui și invers, și soțul și soția să-și cunoască și să fie sinceri unul cu altul ca să știe ce, poate... ce se poate întâmpla. Da. Da. Deci aspectul ăsta e foarte important. Tot de aspectul ăsta ține și planificarea familiei. Acum, în secolul 21, este foarte bine că avem și centri de planificare. La noi, centru mamei și a copilului se ocupă în Republică. Deci, e bine când, când tinerii pot pleca și primi un sfat concret, pot să verifici niște chestii chiar ereditare. Deci, iată, cu planificarea stăm așa. Unele persoane nu dau atenție, au devenit și au devenit de altele oferă așa un, nu numai atenție, dar și chiar niște acțiuni realizează. Deci e foarte bine de atât că chiar dacă să zicem, doi tineri, iată, s-au căsătorit. cineva din ei poate fuma, acum, cu părerii de rău, fumează și fetele, femeile, deci ar fi normal ca, măcar cu jumătate de an, da, când ți-ai planificat concepi, să lași fumatul. Da? Sau alte, eu știu, deprinderi negative O alimentație nerațională Excesul de cafea Adică avem noi mai multe Și stresul așa, exagerat Așa, stresul Da, cu adevărat Este acum o teorie interesantă Care desigur nu pot deveni gravide, da, Nu pot da. concepe Din cauza iată, stresului foarte puternic Alte ori poate fi incompatibili oameni, adică sunt mai multe, dar totuși dacă noi planificăm, ne gândim, începem să fim mai stricți noi, cu noi înșine, să respectăm mod sănătos de viață și fumatul am în vedere nu numai fumatul activ, dar și fumatul pasiv, că dacă de femeie... Și să nu fumeze, așa, dacă nu fumează doamna. ori dacă chiar fumează, să se ducă din locuință, uh -huh. să, să nu fumeze femeia, să nu sporte fumul ăsta, asta e fumat, pasiv. Iată, toate lucrurile acestea, deci tot țin de aspectul ăsta de planificare a familiei. Înocuțnețul, aici am uh, o întrebare care poate apărea la ascultătorii noștri. Ei bine că anterior nu se mai planifica Apăreau copii și parcă trăiau toți fericiți. Asta ne-ar putea spune ascultătorii. De ce azi atâta atenție pe planificare? În primul rând, de atât că dumneavoastră cu toții vă dați seama că avem o ecologie foarte uh care, nici nu putem să, încă, dacă la țară, în zonele rurale mai este aer curat, mai omul e, omul la pământ, omul face mișcări, mai Da, 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 -alimentează da, alimentează altfel da. produse naturale. Apoi puteți să vă imaginați ce se întâmplă în zonele urbane. Asta e un moment. Al doilea moment, toate împreună, deci, nu numai ecologia, adică ceea ce ține din natură, din mediu, dar și ecologia noastră sufletească, toate gadgeturile acestea, surplusul acesta, noi stăm în fața... Bine, eu știu și înțeleg că ele nu sunt așa de periculoase, radiația asta, dar oricum, ia ne imaginați-vă că stă o femeie gravidă în fața calculatorului toată ziua, da? la muncă. Deci sunt foarte multe factori nocivi care, cu părere, de rău deteriorează sănătatea. Plus deprinderile negative, alimentare. Chiar numai de de ani în urmă, uhum. oamenii da, nu da. se alimentau cum se alimentează da. acum. Nu mai plăceri să-și facă. Iată, pe urmă, secolul, secolul acesta se numește secolul cunoștințelor, învățăm ca să cunoaștem mai multe și în acest context aș vrea să spun că sunt tineri cu păreri de rău care de, lor le indiferent ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dar sunt tineri și cred că prevalează numărul acestor tineri care au dorința să învețe și să cunoască. E strașnic nu să nu știi ceva, dar e strașnic să nu dorești a cunoaște. Și dacă... Când ai totul de gata în prezent. În a, trecut așa. poate nu, erau atâta, nu era atâta informație, evident. Da. Acum avem Chiar să zicem așa, vreo 30, 40, 50 de ani urmă, să analizăm, să ne învățăm da, a analiza. Da. Iată, toți acești factori, sigur, că, părerii rău, nu ne îmbunătățesc sănătatea. Și dacă nu mai avem da. grijă, puțin se mișcă, hipodinamia, oamenii se mișcau chiar 50 de ani în urmă, mai mult. Acum, uitați-vă câte automobile sunt Da, da, sigur. Toate. Și astea sunt și aerul nu este același, multe aspecte. Iată, asta e cauza. Da, de asta dăm atenție mai mare. Da, modificări. multe anomalii acum, iată, sunt. Uitați-vă chiar cât de mult a crescut numărul autismului da. copiilor cu autism. Iată, am fost la o ședință și jale. Și cu hiperactivitate. Da, hiperactivitate. Și depresia la copii da, foarte da, da. Așa răspândită. că aici trebuie să fim conștienți nu ne gândim ce a fost. Ce a fost, a fost. Să ne planificăm, să analizăm toate lucrurile și să fim conștienți că este normal ca să naștim un copil sănătos. Asta va fi bucuria noastră și mai ușor să-l îngrijim și să-l educăm. Și dacă suntem tot aici, dacă vorbim despre planificare, să presupunem că. Un soț își dorește copil, altul nu își dorește. Cum soluționează acest lucru? Îl soluționează ceea ce am spus înainte. Ei trebuie să gândească. Despre... Da, ei discută, ei comunică, chiar în cadrul când se decide căsătorească. Uite, cam câți copii tu ți-ai dori, cum eu văd lucrul ăsta. Și este normal, uitați-vă: dacă noi vorbim despre iubire și atașament, atunci, uite. Este așa o probă foarte interesantă, eu o utilizez deseori. Cât de mult ții la acest om? Dacă tu îți pui întrebarea, eu aș vrea să am copii de la acest bărbat sau invers, băiatul, tânărul își pune întrebarea, eu aș vrea să am copii cu femeia aceasta și să-mi trăiesc viața. De tot că motivația este foarte importantă. Dacă noi de la bun început ne gândim ca să trăim întreaga viață, da, cu omul. Că asta e scopul. Așa. Atunci e cu totul altceva. Foarte frumos, iată, în versurile cele a lui Omar Hayam se spune, Poți să ai, când el se adresează cu anumite sfaturi bărbaților, poți să ai multe femei. Dar ce ai din asta? Nu ai niciuna, de fapt. Așa este. Dacă când ai o femeie, o soție și tu sufletești, ești atașat și tu ții la ea, o respectezi, o oferi cunoștință și inversiație, dar mai cu seama aceasta se referă la bărbat. atunci tu ai soție și ai un sprijin și poți îmbătrâni. O suflet pereche, da, 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 despre asta da. e vorba. Iată, așa că așa Iată ce, ce spune dumneavoastră într-adevăr, poate înainte de căsnicie, gândesc cum gândesc și poate femeie, ei nu vrea el copii, o să vrea cu tine timpul. Iar în momentul ăsta eu cred că da, e foarte important să fie clarificat. Bine, dar pe de altă parte și bărbatul se poate maturiza. Poate când se întâlnesc ele la 23-24 de ani, el nu-și dorește, pe la 30 o fi dorit copii. Se Sigur, mai schimbă. Că. Apoi trebuie să cunoască un moment foarte important, că dacă se întrerupe prima graviditate, prima sarcină, Pot fi complicații și destul de des, unii specialiști dau 38% de alții dau și 41% deci uitați-vă cât e din alt poate femeia să nu mai poate deveni gravidă, să nu aibă copii. De atât aici trebuie de fost foarte atent. Chiar dacă este o sarcină întâmplătoare, n-a fost planificată și ea e prima mai cu seamă. Mai cu seamă aș spune eu cu bază în medicină, deci rezusul negativ. Iată, eu sunt da. rezus negativ, da? Fetița mea la fel. Noi eram conștienti că trebuie să naștem. De atât că rezul conflictul Poate fi la al doilea, la al treilea Adică din ce sarcini mai multe sunt poate să fie rezus conflict. Aici trebuie să, fim, să știm foarte multe lucruri. Uneori, iată, eu am avut o familie care, dar ce eu sunt medic, ce mi i trebuie? Dar cum, doamnă, nu vă trebuie să știți că astea, de fapt, sunt lucruri elementare, cele mai simple. Adică știm despre toate, dar nu despre noi. E da, ca cam așa. da, așa se primește. Mai cu seamă că, iată, dacă luăm științele naturii, copiii din clasele primare, dar chiar de la grădiniță învață părțile da, corpului, da. învați sistemele. Deci toate aspectele acestea anatomofiziologice trebuie să le știm. Cum să nu știm? Domnule Cuznetov, eu rămân tot la întrebarea mea pentru că am cazuri de genul când spre spunem că nu au fost ei înainte de, de a se căsători să-și să facă investigațiile astea și au observat pe parcurs că unul dintre ei nu poate avea copii, fie el, fie ea. Dar celălalt își dorește. Iată cum soluționează cuplul? Și spre spune că diferit. nu prea vor să, să înfieze. Știți că nu toți își doresc diferit asta. Poate fi o familie sănătoasă, armonioasă, neavând copii, deși unul își dorește, poate. Nu, așa, familii, sigur că nu putem totuși numi armonioasă. Ce înseamnă familie armonioasă? Familia armonioasă presupune îndeplinirea tuturor celor șase funcții de bază așa, de care da. am vorbit, biologic, da, psihologic, da. etc. Dar dacă deja funcția biologică nu este, sigur că dizarmonie, adică disfuncții vor fi. Sigur că vor fi și reproșuri, sigur că vor fi și conflicte, pot fi careva, în primul rând, conflict și interior, poate fi la persoana uh -huh. care nu poate concepe, nu poate. Poate avea copii de la acest conflict interior, dar retrăiește, se macină, cum noi spunem. Da, așa tot timpul își reproșează ceva cu toate că oamenii nu sunt vinovieți. Aici poate fi diferite. Sunt organe nedezvoltate genitalie, adică uterul este, cum se spune, infantil. Da, sunt, adică, foarte multe cauze. Noi nu putem învinui persoana, adică partenerul nostru. Da, sunt cazuri care se duc, se tratează, sunt insuficienți hormonale, sunt diferite. Glanda tiroidă e foarte important să fie funcția normală, adică o sumedenie de ovulația, să zicem așa, sunt foarte multe. De atât și trebuie de cunoscut lucrurile astea și trebuie de uh, înțeles, de comunicat. Dacă se întâmplă, iată, eu am avut așa câteva cazuri în anii ăștia de când consult familii, dacă sunt... Uh, așa știți niște conflicte și din cauza aceasta să zicem așa și atașamentul cea la iubire începe să deterioreze, da. sigur că divorțează persoanele alte familii, chiar în rudele mele am avut deci se înțeleg Trăiesc adică pentru compensează ei. cu ceva. Da, de multe compensează. Ori. Au avut grijă de niște nepoți, mm -hmm, de la soră, mm -hmm. de la frate. Deci, și fac. Dar foarte multe familii, chiar din grupurile noastre de la Universitatea Pedagogică, au înfiat copii. Mm -hmm. N-au avut 15-20 de ani. Știu cazuri când nu m-au înfiat copilul da, și a da, rămas -au... însărcinat femeia. Deci, iată, aici știți, a fi categoric poți fi, a distruge mai ușor decât da, a construi. Da. De atât trebuie să se gândească foarte bine, să analizeze fiecare, fiecare aspect legat de cazul acesta care este... Adică accepti și după asta deja acționezi. Totuși, ce părere aveți despre cei ce ne propunem prezent medicina în artificială, artificială? Mama surogat mai este în alte țări, în nu se acceptă. Mă rog, în secolul XXI noi nu putem fi așa. Mediul ne influențează, sociul se dezvoltă și noi tot ne spunem acestor, ne conformăm. Aici trebuie să decide familia numai. Eu, eu personal... Там резервы. De ce? De atât că este o statistică cu păreri de rău când după aceea după se îngolnește După, după însămânțări sau? Da, însămânțări, uh -huh. Iată sunt cazuri de oncologie Da, ele nu sunt absolut confirmate, dar presupuneri sunt uh -huh. și de atât eu am așa o rezervă dar asta nu înseamnă că dacă eu am niște rezervi. că da, nu, da. eu știu și adică cazuri se când tot e normal uh -huh. Iată. La noi avem fetiță, deja nu-i fetiță, tânără 23 de ani, de cum și ea storiește, în Scoția învață termină studiile, și ea este concepută așa a fratelui meu, aici sunt cazuri diferite principalul cum se înțeleg oamenii, cum găsesc ei soluții și ce își doresc. Da, e important să accepte ambei, iarăși ce spunea dumneavoastră, așa ca cum să și asistarea la naștere da, da uh, este, cred că, cazul, iarăși, aici să fie niște recomandări dure. Ori asiști, ori nu asiști. Cum voi ambii hotărâți? Dacă vă doriți și simțiți că, eu știu, aveți nevoie de această susținere a soțului, Sigur, da, permiteți da, de ce nu? Dar dacă nu, sunt persoane timide, da, sunt da. persoane... Mai slabi de gânger de ce da, da. care sunt cumva pudoarea e foarte dezvoltată și mă rog, atunci și bărbatul trebuie să nu insiste. Mai sunt cazuri, știu, colega mea chiar în povestea, uf, așa mă irită când asistă bărbat să zic, da, deși așa, de vreo două ori de-am mi căzut în leșin și nu știam să primesc nașterii și să acord ajutor. Deci și așa poate fi. Actul nașterii nu e chiar așa, chiar o nașterie ușoară. Și nu e chiar așa, dar prima naștere nu este chiar așa de ușoară. Travaliu-i, travaliu-i, zădar așa se numește. E și o forță fizică îți trebuie și să știi niște chestiuni, cum să respiri, cum și de tine mult depinde, de mamă. dar iarăși trebuie să învățăm lucrurile da, astea. și asta tot într în funcția biologică. Da. Pregătirea da. gravidilor pentru a naște, dar pregătirea lor, iată, eu când am lucrat, eu am lucrat la țară. Noi aveam școala tinerilor și noi făceam, ne obligau, Așa era, iată, eu am lucrat în punctul medical, era felșer, obstetrician și acolo noi făceam, deci cu toate gravidele, începând de la trei luni, activități se eliberau ofiș că a trecut școala tinerilor mame și era așa, destul de necesar și chiar când le patronam apoi copiii după naștere, vedeam că acestea care au trecut această școală sunt mai abile decât cele care n-au uh -huh. poate erau, e, dar ce, primul Copilul îl nasc, nu mai trebuie mie nimic. Erau și așa cazuri, sigur. E foarte important medicul ăsta. Da. Din, cee, din ceea ce mi-am că eu, e foarte important medicul care îți primește nașterea. Că poți să înveți foarte multe, dacă când te da. privești medicul în ochi și îți spune respiră, tu faci ceea da. ce zice el. Respiră, când, Sau când trebuie se să... Pigi, da, da, da. Toate aspectele este sigur că sunt foarte importante. Pe urmă aș vrea să mă mai opresc încă la un moment important în funcția biologică. În funcția biologică Desi ori apare întrebarea, cum ne pregătim pentru copil? Cumpărăm din timp tot, procurăm da, ce da. ne trebuie, ori nu. Aici iarăși nu sunt categoric niciodată, le spun cum de decizi voi. Deoarece există o superstiție, că adică dacă te pregătești din timp, iată, da, copilul da. nu este viabil. Eu n-am observat lucrurile astea, eu întotdeauna m-am pregătit. Eu frică Da, eu frică, eu, da, așa... Ei, um. dar și anterior, dacă luam că mulți copii nu supraviețuiau, hai să vorbim dacă mai mulți da, ani și, și de este. asta poate. Da, asta și poate s-a suprapus da. cazul, dar în timpul, în perioada când am născut eu, anii 70-80, nu găseai lucruri pentru da. copii, așa simplu. Și dacă găseai, procurai și eu ți-am minte că la un an de zile am cumpărat costumaj pentru patru, pentru 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 6 ani, dacă mi-au căzut. Să da. Da, așa era situația. Deci aici trebuie de văzut. Că acum, da, te-ai dus simplu și ți-ai găsit, iată, ai transportat soția la spital, la da, maternitate, da. da. tu te-ai dus cu lista care ea ți-a pregătit-o, dar din timp și acest lucru trebuie de făcut. Și ai procurat de toate. Mă rog, aici acum îi... Oricum, sunt niște timpuri, hai să zicem, prin ceva și prin multe aspecte, sunt dificile, dar sunt și foarte multe plusuri și noi trebuie să, eu știu, să explorăm aceste plusuri că pentru binele omului, da. principalul e numai să ne dorim, să avem copil, principalul e să ne pregătim și moral, și psihologic, și material, așa că nu văd nimic dacă rău, dacă a fi pregătit, dacă nu este posibil o dăiță a copilului, măcar un ungheraș a copilului, de gândit cumva de separat acest ungheraș, patul, adică sunt aspecte foarte importante, chiar ele intră și în funcție administrativ gospodărească, amândoi sunt, el este gospodar, este gospodină, trebuie, deci, dar chestiile acestea de pregătiri de ele mai mult sunt femeile, sunt mai abili și mai mult cunosc decât bărbații. Bărbații au o gândire de maștab, el e un pic altfel, cu toate că da, noi vorbim despre egalitatea de gen, eu sunt de acord, sunt pentru egalitatea de gen, dar asta e la nivel social genul, da, sexul și particularitățile individual tipologice nimeni nu le-a scos, suntem așa cum suntem. De atât trebuie de respectat. Alt moment, cred că în funcția biologică, desi ori tații, ei, dar ce eu acolo să mă vâr, copilul încă e mic, nu e adevărat. Iată, la îngrijire copilului, mai ales că acum au concediu patern și tații, ei mai puțin, să zicem, dar oricum, iată, noi avem niște cunoștințe care el tot și-a luat concediu, el a vrut la al doilea copil, să îngrijească Și a fost și el, nu mai țin minte Că două luni sau cât, dar așa Era un tată extraordinar Și aici Da, bărbații sunt altfel un pic Dar tinerii de astăzi El a luat și s-a uitat acolo În internet, pe Google Și el știe cum se schimbi Ce trebuie să facă, cum se Cum, dacă să zicem, se întâmplă diferit în viață Eu știu câțiva tați Pe care i-am consultat Care au rămas singuri Plecu, au plecat femeile peste hotare, l-au lăsat cu un copil relativ micuț și la altul a decedat soția și atunci, El și acum îi sâncur și crește fata de mai măricică, de la școală, frecventează deja clasa a doua, îmi pare. Deci, iată, așa, sunt cazuri diferite, viața e așa cum este, noi trebuie să ne străduim să o trăim optimist, din plin, pe cât este posibil și să ne străduim ca, iată aici, vedeți și în planificarea aceasta în funcția biologică foarte mult și mare importanță are și funcția economică. Noi trebuie să ne gândim dacă noi ne-am da, da. ca să avem copil, trebuie să ne pregătim, să avem niște finanțe, o rezervă. Trebuie, deci, planificarea aceasta e importantă din toate punctele de vedere. Iată, știți, din cei ce observ eu în prezent, sunt persoane care atât de mult planifică, le, le parcă atât de mulți bani trebuie să aibă, că nu mai au copii, dar sunt că eu am lucrat mult timp cu copii din centru de plasament care 17-18 ani fac copii, nu se mai gândesc la nimic. Parcă sunt două extreme în societate, observ. Da, așa este, da. Vă explic ce cercetări cercetările mele științifice, deci chiar am realizat că m-a interesat gândirea cotidiană și gândirea științifică sistematică. Și dacă luăm... Asta tot depinde de educație și de creștere. Dacă în familie a fost un model parental pozitiv și mama și tata au fost cointeresați în educația copilului, adică întâi în nașterea lui în educație și totul este gândit da, să gândește, ei nu putem chiar toate mărunțișurile, da, așa, în plan lucrurile, așa, eu zic, mai mășcate. Atunci și copiii așa se învață și copiii sunt mai calculați, mai cumpătați, sunt altfel educați și altfel și gândesc și în familiile aceste de risc, avem familie, da, avem familie foarte, 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 multe, din păcate, în Moldova da, sunt. Da, Așa că sunt cazuri diferite și, dar oricum, funcția noastră și eu foarte mult stimez postul dumneavoastră de radio că faceți niște lucruri și nu faceți așa ceva episodic, dar chiar chestia asta cum am mers funcțiile, deci este foarte lucruri importante. Educația tinerilor, educația, asta dar chiar și a persoanelor de, de diferită vârstă. Da. Iată, eu chiar la masterat vorbeam, dar avem diferite vârste chiar de 50 de ani. Și de multe ori îmi spun, of, așa îmi place vocea -vo speranței, dar de ce? Dar iată, știți, așa niște specialiști sunt invitați și uh, foarte interesant și necesar. Iată, de acum sunt vârstă și aflu acum niște lucruri. Bine, dar, eu vă mulțumesc că dumneavoastră împreună cu noi participați la educația societății. Este un lucru foarte important și sperăm deci. așa picătură cu picătură să schimbăm măcar câteva persoane care ulterior da. vor schimba pe alții. Sigur, Vă mulțumesc mult doamna Cuznetov pentru acest dialog Continuăm cu alte funcții ale familiei la alte emisiuni. Plăcere! Dragi ascultători, vă reamintesc că am discutat cu doamna Larisa Cuznețov, doctor habilitat, profesor universitar, despre funcția biologică a familiei. Dacă aveți întrebări sau subiecte pentru discuție, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Educație pentru Viață, la Radio Vocea Speranței Moldova sau pe site-ul radioului revese.md. Rămâneți alături de noi!